Inima? Hai să mai încercăm o dată. Pace din toată inima. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Haideți să ne ridicăm, mulțumim că suntem în casa Lui. Psalmul 150 spune, lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Haideți să facem lucrul acesta prin cântare. Să știi și vei zbura sus în cer spre veșnicii. Ești pregătit ca să zbori cu Duhul Sfânt. Ai încheiat tu cu cerul legământ. Ziua nu-i departe, ia aminte, soră, frate, ziua aceea e mai aproape azi ca oricând. La El fiți fericiți. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc. El dă viața prin harul Său ceresc. Ziua nu-i departe, ia aminte, soră, frate, ziua aceea e mai aproape azi ca oricând. Dumnezeu așteaptă și răsplată va fi dreaptă. Nu uitați de mâine voastră nu. Zilele trec ca și când în veșnicii și Dumnezeu te așteaptă ca să vii. Ziua de mâine poate nu-i a ta. Întoarce-te la credință, nu mai sta. Ziua nu-i departe, ziua aceea e mai aproape azi ca oricând. Dumnezeu așteaptă și răsplată va fi dreaptă. Nu uitați de mântuirea voastră. Ziua nu-i departe, ziua nu-i departe, ia aminte, soră, frate, ziua aceea e mai aproape azi ca oricând. Dumnezeu așteaptă și răsplată. Acea măreață zi când Iisus va veni, mi-e dor în față să-L privesc. Cu toți cei sfinți salvați prin har la tronul Său ceresc. Doresc curând să mă-ntâlnesc. Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus, mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nor și acasă să mă ia. Să aud al îngerilor gând. Adeseori necazuri vin și drumul pare greu, dar Domnul e de partea mea. Mă-ndeamnă prin cuvântul Său să nu descurajez, că sunt spre patria de sus, să-L văd pe-al meu mântuit.
harul pe care ni l-ai dat ca în dimineața aceasta să fim în casa ta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai întărit, îți mulțumim că ai fost cu noi, îți mulțumim că ne-ai păzit și îți mulțumim, Doamne, că și timpul acesta cât îl petrecem în casa ta, Tu ești în mijlocul nostru. Doamne, revarsă binecuvântarea ta peste poporul tău și fie, Doamne, ca și timpul acesta să fie un timp când să ne apropiem mai mult de Tine. Întărește-ne, Te rugăm, pe cale și Te rugăm să binecuvintezi pe toți aceia care fac ceva pentru Tine în dimineața aceasta, pe toți aceia care vin cu închinare înaintea Ta. Doamne, pentru toți, Te rugăm, Doamne, ca Tu să ai o mângăiere, un gând de încurajare. Pe toți, Doamne, Te rugăm ca Tu să ne apropii. Te rugăm și pentru cei care n-au putut să vină. Doamne, pentru cei care suferă, sunt bolnavi sau au probleme. Doamne, fii, Te rugăm și cu ei. Ajută-i să înțeleagă, Doamne, că dragostea Ta este și pentru ei. Te rugăm, Doamne, ca Tu să-i întărești, să-i mângăi, să-i vindești, Doamne, și împreună dorim să Te slujim pe Tine cu toată viața noastră, până când ne vom întâlni cu Tine în slavă. Amin. Așa cum stăm, haideți să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 27, pagina în Biblie 1033. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 27. Cuvântul Domnului spune așa: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, i-a zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-i înviez în ziua de apoi. Amin. Amin. Să luăm locurile și să mai cântăm spre slava Domnului. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurului Său Fiu ca noi să trăim prin El. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus, nici iubire care să jertfească pentru noi cât a iubit Iisus.
ușoare cu durare, până la orice pas cât e de dur. El ne-a dat pe lecers cumpărare, tot și eu voi o să aduc să spun. Dragostea nu e darul cel mai adevăr minunat este darul lui Dumnezeu și pentru noi. Slăvit să-i fie numele. Se pare că toamna începe. Nu mai este așa mare căldură, deci parcă ne putem și trezi mai ușor și venim mai și la timp la casa Domnului. Domnul să ne întărească și este gândul cel mai minunat. Să vii, să te întâlnești cu frații, să te întâlnești cu Domnul în casa Lui și El să facă ca într-adevăr fiecare din noi să simțim bucuria aceea și legătura care o trebuie să o avem cu Domnul în fiecare zi și în orice clipă. Trăim într-o lume flămândă și câteodată nici nu știm ceea ce ne lipsește. O mulțime de oameni mergeau după Domnul Iisus și erau, spune cuvântul Domnului, erau flămânzi și însetați. Dar nu știau ce le lipsește de fapt. Capitolul 6 din Evanghelia după Ioan parcă ne spune mai clar decât orice alt pasaj din Biblie, ce fel de Mesia așteptau evreii? Un Mesia care să le satisfacă problemele care le aveau, problemele lor fizice, nevoile fizice. Dar atunci când au observat de fapt că Iisus venise pentru altceva, Mesia pe care era în mijlocul lor dorea altceva, voia să le rezolve o altă problemă. Atunci când Domnul Iisus a făcut minuni în mijlocul lor, ei au așteptat ca El să își arate ceea ce așteptau ei de la El. Și au încercat, dacă ne uităm în versetul 15 din același capitol, capitolul 6, spune: Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila și să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte înainte El singur. Așteptau să-L facă împărat pentru lucrurile care le aveau și care le vedeau în fața lor. Domnul Iisus însă privea înainte, la viitor, la ceea ce urmează.
Ei gândeau numai la ziua de astăzi, dar nu și la viitor. Domnul Iisus recomandă oamenilor o mâncare neperitoare. În versetul 27 spune: lucrați nu pentru mâncare peritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Mult pierdem, mult timp pierdem pentru lucrurile care trec. Trecem și noi, trec și lucrurile și rămân și devin un morman de gunoaie. Și Domnul însă, cu o voce dulce, ne spune: aveți nevoie parcă de ceva mai mult. Aveți nevoie de ceva care esențial, care rămâne pentru totdeauna și rămâne cu voi și în slava veșnică. Domnul Iisus s-a comparat cu pâinea vieții. De ce s-a comparat El cu pâinea vieții? Și în alt loc în Biblie El se compară cu bobul de grâu. Și capitolul 12, tot din Ioan, capitolul 12 cu versetul 24, spune așa: adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Pentru ca grăuntele de grâu să fie pâine, el trebuie să fie zdrobit, el trebuie să fie frământat și el trebuie să fie aruncat în foc. Dacă ne uităm bine la felul cum Domnul Iisus prezintă, aceasta este, de fapt, istoria Mântuitorului nostru. El a venit aici pe pământ, a fost zdrobit, a fost frământat, a fost lovit, a fost aruncat pentru ca să ne dea o pâine care să ne întărească pe cale, să ne întărească ca să ajungem la capăt. Pâinea este un simbol al hranei pentru corp. Domnul Iisus avea nevoie pentru hrana. El a venit ca să fie o nevoie și a fost o nevoie pentru sufletul nostru. Pâinea este găsită pe masa împăratului, dar și pe masa săracului. Pe cel lipsit are o bucată de pâine, dar și cel înstărit are o bucată de pâine. De Domnul Iisus însă avem nevoie toți oamenii, că sunt săraci sau bogați, că au sau n-au, avem nevoie de El și El este gratis. Trebuie doar să ne deschidem inima pentru El. Pâine este un aliment de care nu ne plictisim niciodată. Nu știu dacă ați văzut câteodată așa, nu ne băgăm noi în treaba surorilor, dar mai discută între ele și zice: trimitem o rețetă. Nu mai știu ce să fac. Nu. Și încercăm să schimbăm multe lucruri care le punem la masă și din ceea ce punem pe masă. Dar pâinea rămâne aceeași. Pâinea rămâne neschimbată și Domnul Iisus nu trebuie să fie schimbat niciodată. Pâinea trebuie mâncată. Nu este niciun de un folos ca să spunem cuvinte înalte despre pâine. Nu ne hrănește cu nimic. Noi trebuie să o mâncăm ca într-adevăr să primim putere. Vorbele frumoase nu ne ajută la nimic. Dacă vrem să ne săturăm, trebuie să o mâncăm. Domnul Iisus trebuie primit în inimă. Numai atunci va fi de folos. Numai atunci ne poate ajuta. Numai atunci ne poate direcționa. Numai atunci ne poate da lumină pentru viață și pentru lucrurile care trebuie să le facem. Sunt câteva recomandări
pe care le face Domnul Iisus pentru cei ce vin la El. Și aș vrea să ne uităm în versetul 29, spune, Domnul Iisus spune, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-am trimis. Și recomandarea Domnului Iisus este să credem în acela pe care l-a trimis Dumnezeu. Suntem gata ca să-L primim, să credem și apoi, mai mult decât atâta, să ne încredem în acela care poate ca să ne ajute în toate lucrurile, să vină la El și să-L primească în viață. În versetul 35 spune, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și în versetul 51, eu sunt pâinea care vine, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Ce minunat este să ne alipim de Domnul Iisus și împreună cu El să trăim. Vedeți, ne doare una, ne doare alta și Doamne, ai milă de toți aceia care suferă. Dar mai mult decât atâta, Domnul ne spune să trăim în viac. Ce minunat este! Și știm prin cuvântul, prin ceea ce cuvântul Domnului ne spune că vom trăi fără probleme. Vom trăi în bucurie, în fericire, vom trăi în luxuri pe care nici măcar nu le-am visat. Este starea în care Domnul este și este starea în care vom ajunge dacă vom fi aproape de El. Și o altă recomandare, să lucreze pentru mâncare neperitoare. Și am și citit versetul acesta, 27. Lucrați nu pentru mâncare pieritoare, ci pentru o mâncare care rămâne pentru viața veșnică. Minunat este Domnul nostru. Ne dă o pâine care ne ajută pentru veșnicie. Și ce promite celor care mănâncă din pâinea aceasta? Nevoile lor spirituale vor fi satisfăcute. Tot în versetul 27. Zice, mâncare care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ce minunat este Dumnezeu! Ne promite atâtea lucruri pentru care ne dăm seama. Ne dăm seama fără să judecăm prea mult că nu le merităm. Și totuși El ne întinde tava cu bunătăți pentru că ne iubește. Niciunul din aceia care vor veni la El nu vor fi izgoniți. Versetul 37 din nou. Zice, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Ne aducem aminte când eram în România și ne duceam și ne mânau, nu avem, nu putem, nu? Asta și chiar și aici, într-un mod mai civilizat, nu vă putem ajuta. La Domnul Iisus oricine a venit, n-a fost izgonit afară. Dimpotrivă, El spune, veniți la mine. El ne dă toate lucrurile și ne dă din belșug și ne le dă pentru totdeauna și ne le dă să fie suficiente pentru viața de acum, dar ne le dă să fie suficiente și pentru viața viitoare când vom fi împreună cu El și Domnul să ne ajute să ne pregătim pentru timpul acela. Amin. Domnul Iisus a mulțumit lui Dumnezeu pentru pâine. Și ne ducem câteodată, acum e mai greu să ajungem, dar înainte ne mai duceam la câte un restaurant, când ne mai rămâneau bani așa și ne uitam la unii, le aducea mâncarea în față și parcă nici nu mai vedeau nimic decât mâncarea și
parcă s-aruncau cu totul acolo și nu se mai gândeau nici să mulțumească, se gândeau probabil numai la ce nu au, nu la ceea ce au primit. Domnul Iisus s-a rugat pentru pâine și tot ceea ce primim din partea Domnului trebuie să fie o mulțumire a noastră înaintea Lui, mai ales, cum am zis, că ne dăm seama și ne dăm bine seama că nu merităm nimic. Ce frumos aici un gând mi-am notat. Zice, pâinea a fost înmulțită în mâna Domnului, dar a fost împărțită prin mâna ucenicilor la cei flămânzi. Parcă de la Domnul mai primim cum primim, dar atunci când vine câte cineva și ne dă din pâinea înmulțită de Domnul Iisus, pâinea vieții, parcă ne socotim pâinea aceasta. Dar exemplu așa de frumos este că Domnul Iisus, după ce a înmulțit pâinea, a dat-o ucenicilor, care erau ca și noi, a dat-o ucenicilor și a dat-o la cei flămânzi ca să fie săturați. După ce l-au auzit pe Domnul Iisus cum vorbea și citesc versetul 66, spune așa, din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu Iisus. Din ce motiv? În versetul 54 spune așa, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îi voi învia în ziua de apoi. Sunt cuvinte câteodată tari, sunt cuvinte care nu le putem degera, dar sunt cuvintele Domnului Iisus. Câteodată în viață luăm cuvântul Domnului și sunt cuvinte câteodată aspre, cuvinte de pocăință, cuvinte de smerenie și parcă nu le putem rumega. Care sunt cuvintele acelea care câteodată ne fac să plecăm cu cei care au plecat de la Domnul Iisus? Fie ca Domnul să ne întărească și să rămânem cu cei care au rămas lângă Domnul Iisus. El este cel care ne poate întări, El este cel care poate să ne direcționeze viața în așa fel încât să fie dulce pentru noi. Și aici pe pământ, chiar dacă câteodată vin greutăți și nevoi, dar să continuăm în bucurie și în slavă împreună cu Domnul, pentru că El este bun, ne iubește și noi ar trebui din toată inima să spunem, Doamne, Te iubim. Amin. Nu mai m-am uitat la ceas, timpul trece așa de repede. Domnul Iisus ne așteaptă să stăm de vorbă cu El. Și Domnul Iisus ne așteaptă totdeauna ca să ne vorbească. În dimineața aceasta aș vrea, începând cu copiii, care vor fi primii care vor sta de vorbă cu Domnul, spunându-le gândul lor, dragostea lor pentru El, și apoi împreună cu ceilalți, să venim înaintea Domnului, haideți să ne ridicăm, și să venim înaintea Domnului și să-i spunem dragostea noastră pentru El. El care ne întărește, El care ne hrănește, El să fie slăvit în viața noastră. Amin. Glorie Ție, Doamne. Ai milă de noi, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Pentru tot ce-ai dat. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Slavă Ție, Doamne. Amin.
Da, Doamne. Ai milă. O, slăvit să fii Tu, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne. Da, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Glorie ție, Doamne. Amin. Da, Doamne, îți mulțumim. Da, îți mulțumim, Doamne. Amin. Îți mulțumim, Doamne. Amin. Da, Doamne, îți mulțumim. Glorie ție, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Da, îți mulțumim. Amin. Da. Da, Doamne. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Da, îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim. O, slavă ție, Doamne, îți mulțumim. Glorie ție, Doamne, te-ai îngrijit. O, slavă ție, Doamne. Amin. Te rugă. Te rugă. Da, Doamne. Amin. Mulțumim, Doamne Iisuse, că suntem și astăzi în casa Ta și nu suntem în altă parte. Da, îți mulțumim, Doamne. Slavă ție. Să ne hrănim din Tine. Amin. Doamne, și pentru viața care urmează, Doamne, te slăvim pe Tine. Amin. Și ne bucurăm, Doamne, că vom avea o viață împreună, viață veșnică împreună. Amin. Cu Cel, da, care ne-a creat, Cel care, amin, s-a jertfit pentru noi. Amin. Cel care a înviat, Doamne Iisuse, și Cel care îl zdrobește, Doamne, pe cel rău. Amin. Tău dat fie numele Tău. Amin. Preamărit să fii Tu în veci veci. Amin. În numele Fiului Tău m-a rugat. Amin. Amin. Este așa mare har să putem din nou să învățăm din cuvântul Tău. Să-ți mulțumim că Tu ești pâinea adevărată. Îți mulțumim, Doamne. În fiecare zi, Amin. Da, Doamne. Și apropiindu-ne de Tine, Amin. Ajută-ne să fim o lumină pentru copilașii noștri. Da, te rugăm, Doamne. Să-i cuvintezi pe fiecare parte. Te rugăm, Doamne. Să-i dai sănătate, să-i protejezi de rău, Doamne. Te rugăm, Doamne. Ai milă. Amin. Da, Doamne, te rugăm. Amin. În această zi supără, care sunt bolnavi, te rugăm special pentru sora Marta, să te atingi. Te rugăm. Te rog. Da, te rugăm, Doamne, îndură-te Tu. Amin. Te rugăm. Te rugăm. Amin. Fie-ți milă, Doamne. Amin. Te rugăm. Amin. Doamne, ești Dumnezeu al minunilor și minunile Tale nu s-au terminat acum, da, 2000 Doamne. De ani. Dar cea mai mare minune este, Doamne, să că Te-ai întrupat pe acest pământ. Da. Te-ai devenit acea pâine care s-a frânt.
trupul tău s-a frânt și sângele tău a curs pentru iertarea păcatelor mele. O, oh, îndură-te, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că suntem spălați, răscumpărații tăi, neprigăniții tăi, suntem copiii tăi. Îți mulțumim frumos că pentru noi ai pregătit cerul. Amin. Îți mulțumim frumos că la timpul potrivit vom vedea lucrul acesta. Doamne, acum nu vedem, nu te-am văzut niciodată, dar te simțim în inimile noastre. Slavă ție. Ești cu noi în fiecare zi. Amin. Nu le lași nicio clipă singur, Doamne, să răspunzi la rugăciuni după înțelepciunea ta. Ajută-ne, Doamne, ca să acceptăm voia ta în viețile noastre. Doamne. Pentru că Tu ești bun. Am văzut bunătățile Tale care se noiesc în fiecare zi. Amin. Și în această zi, Doamne, pentru că ești Dumnezeu la minunilor, aducem înaintea Ta pe cei care au nevoie de o atingere. Mă rog în mod special, Doamne, să pentru body, Doamne, să te rugăm. Să-i atingi urechea. Amin. Doamne, amin. Ia-i febra, Doamne, să-și fă să te rugăm. Ajută-l pe Charlie să nu facă febră, Doamne. Amin. În numele Domnului Iisus te rugăm. Te rog să primitești pe Jeff. Amin. Boala pe care o are el, Doamne, să întărește-l și îl ridică. Te rugăm. Pentru că toți care suntem aici în casa Ta avem într-un fel sau altul nevoie de Tine. Venim la Tine pentru că ești un tată bun și Tu niciodată... Da, Doamne, îți mulțumim. Tată bun nu vei da darul rele, Doamne, copilor Tăi care strigă la Tine. Da. Îți mulțumim frumos pentru a Tea rugăciune ascultate. Îți mulțumim frumos, Doamne. Și momentele când ai trecut, Doamne. Da. Dar atunci când ai trecut, ne-am pus pe genunchi și am strigat mai tare, am stăruit mai mult. O, întărește-ne, te rugăm. Sunt momente care le lași în viețile noastre ca lucrul acesta se întâmple. Pentru că, într-adevăr, ne vrei dependenți de Tine. Da, știu că nu ne vrei creștin de duminică, știu că nu ne vrei creștin doar cu haine frumoase, Doamne, cine vrei cu vieți frumoase. Amin, cu vieți, amin. Vieți care trăiesc cu frică și temere de Tine. Da, aduc înaintea Ta și țara aceasta, Doamne Iisuse. Go, te rugăm să ai milă. În țara aceasta este un atac direct, Doamne Iisuse, la creștinism, Doamne. O, îndură-te și ai milă, Doamne. Cuvântul Tău și Biblia Ta ne învață, de aceea, da, Doamne. Pentru că ești mai puternic, nu lăsa ca lucrul acesta se întâmple, Doamne. Te rog să sprijinești pe cei care sunt în poziții de... Amin, te rugăm. Te rugăm frumos să ții tari pe păstori. Amin. Cei care sunt aleși în slujire, în biserică. Da, Doamne. Te rog frumos să dai înțelepciune astfel încât bisericile Tale să nu se mai închidă, Doamne. Amin. Lasă ca bisericile Tale să fie deschise, să fie spitale pentru oameni. Da, Doamne. Să fie spitale în care cuvântul Tău, pâinea aceasta, să fie împărțită. Amin. Lasă-ne pe noi, așa cum am auzit, să fim noi ucenicii care întindem mâinile prin care pâinea Ta să fie împărțită la alții. Îți mulțumim că ești Dumnezeu întregului univers. Slavă Ție, Doamne. Te recunoaștem, te recunoaștem în această zi. Îți mulțumesc pentru oportunitatea închinării și a slujirii în această da, zi. Doamne. Doamne, nu merităm nimic, nu merit nimic din partea Ta, însă pentru atâtea bunătăți și pentru simpla hrană fizică pe care, cu care te îngrijești. Fii slăvit, Doamne. Te lau, te slăvesc, glorific numele Tău. Amin. Sănătatea pe care ai pus-o în trupurile noastre, încât să putem câștiga prin acele toate zilele. Te lăudăm și te glorificăm. Da, Doamne. În numele Domnului Iisus, binecuvântăm numele Tău și dorim prezența Ta în mijlocul nostru. Amin. Și dorim ca serviciul acesta să fie un serviciu concentrat pe persoana Domnului Iisus. Amin. Nu lăsa ca noi oamenii să atragem mânia Ta prin faptul că dorim slava noastră. Fie-ți milă. Te rog frumos, ține-ne smeriți la pola crucii Tale. Amin. Îți mulțumim pentru toate. Mântuie copiii noștri, Doamne. Mântuie pe cei din familiile noastre. Nu-i lăsa să stea de departe de Tine, pentru că ziua se apropie așa cum am cântat. Ea mai aproape decât oricând. Da. Pregătește biserica. Amin. Ta, pregătește pe noi, pe fiecare. Te rugăm. Mai mântuiește și mai strigă și mai cheamă și mai primește. Amin. Doamne. Îți mulțumim că vei face lucrarea aceasta prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. Amin, te rugăm. Amin. Da, da. Amin, te rugăm. Amin. Amin. Părinte Ceresc și Sfânt, printre lacrimi de bucurie dimineața aceasta, pentru că Tu ești mare nebenic. Glorie Ție, Doamne. Doar că nouă ne lipsește credința. Te laudă sufletul meu. Te laudă inima mea. Da, nu. Slava care o am din cuvântul Tău este mai puternică decât orice, orice lucru care l-aș face. Doamne, te laud pentru cuvântul Sfânt al Tău. Amin. Fă să-L iubesc mai mult și mai mult și să nu pot nici respira fără El. Cu adevărat e hrana care satură sufletul. Degeaba am avea mese încărcate și sufletul trist și amărât din pricina păcatelor.
Ai, milă de noi. Fără tine nu există salvare. Fără tine nu există putere. Fără tine nu există binecuvântare. E doar zbaterea noastră. Fă să înțelegem asta, Doamne. Amin. Te rog, binecuvintează-ne cu sănătate într-un. Te rugăm, Doamne. Îți mulțumesc că ai luat durerea, Doamne. Amin. O, slavă ție, Doamne. Îți mulțumesc că tu asculti rugăciunile pentru fraților. Da, Doamne. Fă, Doamne, să auzim într-o zi că boala a dispărut și în casa lui. O, Doamne. Slavă. Doamne, lucrul ăsta și să ne bucurăm că Tu lucrezi. Amin. Însoțește vestirea cuvântului de semne și te rugăm. Tu ești același, amin. Doamne, Tu nu te lași. Tu lași ca noi să depindem de Tine. Ajută-ne să o facem, pentru că dependența de Tine ne aduce viață, ne aduce sănătate și ne aduce putere. Fă să Te iubim mai mult. Să lucrăm mai mult cât se mai poate și cât este sigur. Ajută-ne, Te rugăm. Dacă am început să ardă Biblia în America, este biserica Ta a lăsat o moale cu cuvântul Tău. Îndure-te, te rugăm. Nu pedepsim pe frații noștri în California. Amin. Împreună cu cei nelegiuiți care Ți-au ars cuvântul Sfânt săptămânii trecute. Și au bravat, au crezut că fac lucruri teribile. Doamne, iartă-i pe oameni. Amin. Nu știu ce fac. Nu știu pe mâna cui se dau, Doamne. Te rog, cercetează California. Te rugăm. Acestui stat care îndeamnă la răzmeriță și la nesupunere. Din toată inima te rog, întărește frații noștri. Amin. De aici și de pretutinde. Întărește-ne și pe noi. Amin. Zilnic suntem atacați de cel rău. Da. Limicește-i planurile, stăpâne. Amin. Limicește-i sfaturile celor răi. Te rugăm. Ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Și Tu ai promis că cel ce nădăjduiește în Tine nu va fi dat de rușine. Nu, glorie Ție, Doamne. Ajutorul bisericii Tale. Te rugăm. Sfințește biserica. Amin. Fă să urăm păcatul. Da, toată ființa noastră. Amin. Orice lucru și orice gând care ne vine în minte, să-L facem rob ascultării. Da, Doamne. Pătrunde, Doamne, și astăzi cu cuvântul Tău în inima mea. Te rugăm. În inima copilașii. Amin. Vorbește-le, Duhule Sfânt. Te rugăm. Și atrage-i pe copii din tinerețea lor. Amin. Ca să-L puste ce înseamnă mărăciunea. Da, Doamne. Te rog, atrage copiii și nepoții noștri. Amin. Te rugăm. Mântuiește-i astăzi, căci ziua de mâine nu e a noastră. Amin. Descopere-te, Doamne, fiecăruia potrivit cu nevoia lui. Da, Doamne. În casele noastre, ce facem, ce gândim, ce vorbim. Te rog, ai milă de nevoile noastre. Da, Doamne. Tu, nu lumea, cu poftele ei, că ea trece și după aceea amărăciunea. Te rog, simțește ziua de astăzi în inima noastră. Da, Doamne. Cuvântul Tău vor să fie viu și lucrător. Te rugăm. Mergând acasă, fără să simțim cum lucrează. Amin. Lucrează schimbare și transformare în viața noastră. O, Doamne, darurile care ne-ai binecuvântat pe pământ, dar mai mult deasupra tuturor, pentru viața care ne-ai dat-o prin Domnul Iisus. Amin. Te rugăm. Îți mulțumim, Doamne, și te rugăm, rămâi cu noi. Amin. În aceste vremuri de boală, de pandemie sau de minciună, fii cu noi, Doamne. Da. Nu ne lăsa amăgiți nici într-o parte, nici în alta. Păstrează-ne curat. Te rugăm, Doamne. Dă-ne credință să facem. Amin. Ce trebuie să facem. Amin. Ajută-ne să ne temem de păcat. Pentru că toate sunt consecința neascultării noastre. Da. Bine, Doamne, întărește biserica. Te rugăm, Doamne. Urmărește cu dragostea Ta fiecare soră și frate în casa Lui, la geamului. Ajută-ne să fim lumini pentru. Amin. Și pentru toate îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim că putem să fim în casa Ta. Da, Doamne, îți mulțumim. Ești în control. Slavă Ție, Doamne. Să mulțumim, Doamne. O, slavă Ție, să mulțumim, Doamne. Amin. Te rugăm, ajută. Amin. Da, Doamne, slavă Ție, să mulțumim. Amin, te rugăm, Doamne. Crește-ne în omul de la inimă. Amin. Te rog. Și fă-ne gata, așa cum am cântat. Amin. Și te dorim. Da. Și te dorim mai mult. Amin. În lumea aceasta, ceea ce se vede,
Da. Amin. Amin. Ai milă, Doamne. Fie-ți milă, Doamne, și îndură-te, te rugăm. Da. Amin. Da, Doamne. O, oh, fie-ți milă, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. Ajută-ne să le vedem și să te strădim pe tine. Da. Da, îți mulțumim. Amin. Te rugăm. Amin. 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 Da, da. Amin. O, te rugăm, Doamne, ajută. Amin. Da, Amin. Amin, te rugăm. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. Amin. Te rugăm. Da. Amin. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. Amin. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine și într-adevăr când plecăm de aici să fim hrăniți de cuvântul Domnului și El să ne întărească. Amin. Să luăm locul să mai cântăm spre slava Domnului. Aș vrea să cântăm cântarea rugăciune, te doresc doar pe tine, Iisuse, căci tu, doar tu dăruiești liniștea. Doar pe tine.
pașii pe calea vieții, calea ce duce la Dumnezeu. Pe brațul tău mă simt mereu, păzit și ocrotit. Păcate ghișeindă e, tu bine-ai mântuit. Pe drumul vieții noi, vino Doamne și dă pacea ta. Locuiește tu, Doamne, în mine, călăuză fii tu viața mea. Pe brațul tău mă simt mereu, păzit și ocrotit. Păcate și să fie aceasta dorința fiecăruia, ca să fim în continuare copiii lui până când El nu ne va chema pe nume la El. Frați și surori, am observat în dimineața aceasta că cerurile i-au cântat slava Domnului, întinderile au lăudat numele Domnului, acum este rândul nostru să lăudăm numele Domnului. Psalmul 19 este cel ce spune și David scrie un psalm și îl îndreaptă acest psalm direct către mai marele cântăreților, în care spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea acest lucru, o noapte dă de știre altea despre el, și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginea lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui, și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își sprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și viorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul de faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare, frați și surori. Dacă ați observat, împăratul David pune
6 lucruri care vorbesc despre Dumnezeu și efectul lor este mare în viața noastră. Este legea Domnului desăvârșită pentru tine și în viața ta și înviorează legea Domnului inima ta? Sper răspunsul să fie da. Mărturia Domnului este adevărată? Crezi acest lucru? Îți dă ea înțelepciune ție care nu știi? Poruncele Domnului sau orânduirile Domnului, sunt ele fără prihană și veselesc ele inima ta sau altceva, un lucru de acasă sau care l-ai în posesie, îți veselește inima și nu orânduirile Domnului? Sper răspunsul tău să fie da. Poruncele Domnului, sunt ele curate? Le vezi tu curate și îți luminează poruncele Domnului ochii tăi? Este frica de Domnul curată și ține ea pe vecie, în special în viața ta? Și sunt judecățile Domnului, judecăța de care toată lumea tremură și este frică. Dumnezeu mai judecă acest pământ și trece uneori cu mâna Lui peste națiuni, peste popoare, peste orașe și fiecare tremură. Dar psalmistul spune, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Dumnezeu este foarte corect, foarte drept, El nu este corupt. Frați și surori, ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat, este mai dulce decât miere, decât picul de fagur. Ele au un efect în viața ta, ele au un efect în viața mea, dacă într-adevăr te-ai îndrăgostit de ele. Și iată, David spune care efect sau ce efect are ele în viața lui și spune, robul tău primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Aici pe pământ, dar și acolo în veșnicie. Dragul meu, fiecare rugăciunea din ziua aceasta să fie acest psalm 19, rugăciunea ta și rugăciunea mea și aceste legea Domnului, înțelepciunea Domnului, orânduirile Domnului, poruncile Domnului, frica de Domnul și judecățile Domnului să fie desfătarea ta. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la încheierea serviciului din această dimineață, o zi de duminică minunată în care am pus acest timp deoparte să lăudăm numele Domnului. Doamne bun și milostiv, din nou venim înaintea Ta și îți mulțumim nespus de mult pentru acest privilegiu de a fi în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că după o zi de încercări, după o zi și o săptămână de lupte, astăzi ne-ai dat această posibilitate să venim la umbra aripilor Tale și Te rugăm să ne iai în căușul palmelor Tale și Tu să ne aduci mângâiere, Doamne Iisuse, dacă suntem întristați toată bucurie. Dacă suntem, Doamne Iisuse, cufundați în păcat și în fără de lege, Te rugăm, Doamne Iisuse, în această dimineață Tu să ne ierți păcatele. Tu știi tainele inimii noastre, Tu știi gândurile noastre ascunse. Te rugăm, Doamne Iisuse, în această dimineață să alungi orice piedică care poate fi pusă înaintea cuvântului Tău și fă ca cuvântul Tău, care este pur, adevărat, curat, să pătrundă și să ne conformăm cuvântului Tău, fiindcă astfel de oameni dorești Tu, oameni maturi care nu sunt loviți de un val și într-o parte și în alta, ci sunt statornici. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cuvântul din această dimineață. Îți mulțumesc pentru lucrul pe care îl dorește Tatăl cel mai mult, e ca oamenii să creadă în Domnul Iisus Hristos și să guste din această pâine care aduce satisfacție veșnică. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru fiecare copilaș, pentru fiecare frate și soră care a venit în casa Ta. Cerem prezența Ta în mijlocul nostru, Doamne Iisuse, și Te rugăm încă o dată, la fel cum am făcut duminici până acum. Vorbește Tu robilor Tăi, căci robii Tăi sunt gata să asculte. Dacă este un cuvânt pentru mustrare, Doamne Iisuse, ajută-ne să-L primim. Dacă vrei să ne înveți prin cuvântul din această dimineață, vorbește-ne, Doamne Iisuse, și ajută-ne să luăm în inima noastră cuvântul Tău, ca robii Tăi să fie desăvârșiți. Ajută-ne, Doamne Iisuse, la aceasta și îți mulțumim că Tu vei fi prezent. Și Te rugăm, primește lauda buzelor noastre și tot ce vom face aici vrem să fie făcut spre slava și gloria numelui Tău. Amin. Amin. Vi se ocupați locurile, frați și surori. Haideți să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi voi invita copiii să laude pe Domnul, fiindcă s-au pregătit și ei și abia așteaptă să laude pe Domnul. Cântarea aceasta face tot mai mult sens. Cu fiecare zi cu care o trăim, face mai mult sens. Trăim, vrem de har ca Ilie, cuvântul divin proclamând. Trăim iar în vremea lui Moise, profetul, neprihănire privind. Și refrenul spune, el vine iar peste nori pășit. Ești gata să-l vezi? Ești gata să-l primești? Pregătește-mă, Doamne. Haideți să ne pregătim pentru acest lucru.
zi încercări vii, e foame, întuneric, război. Rămâne un glas care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului Sfânt. El vine iar peste ori pășind, râmbițe mestezi, un soare strălucit să-l slăvi. Psalm 32 cu 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și îți voi avea privirea îndreptată asupra ta. Amen. Amen.
Dani, dacă vrei să pui strofa de dinainte, de refren, când au cântat băieții. Sunt cuvinte foarte frumoase. Tot ce fac în viață e prin puterea Lui, El îmi dăruiește dimineți. Când mi-e greu, privesc albastrul cerului, căci toate se rezolvă doar prin El. Amin. Și Charles Spurgeon a spus astfel de cuvinte: așteptările necredincioase și nerăbdătoare sunt o insultă pentru Domnul. Crede că El va veni la timpul potrivit, chiar dacă te ține în așteptare până la miezul nopții. Așteptarea fără credință este o insultă la adresa Domnului. Când mi-e greu, privesc albastrul cerului, căci toate se rezolvă doar prin El. Le-au cântat niște copii, dar sunt pentru noi o lecție ca să ne învețe că toate răspunsurile vin de la Dumnezeu și oricât nu ne-am încercat noi să aducem rezolvarea, nu vom putea, ce vom face doar greșeli mai multe și vom supăra și mai mult pe Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să-i facă să înțeleagă aceste cuvinte și Domnul să binecuvinteze pe cei care se ocupă cu ei, ca să înțeleagă cuvinte din Sfânta Scriptură. Mulțumim Domnului că suntem la încă o duminică. Este ultima duminică din vară. Duminica viitoare va fi 6 septembrie, vom fi în toamnă oficial, dar nu e toamnă și în inima noastră. În inima noastră încă e primăvară, încă fluturașii mai zboară. Suntem îndrăgostiți de Domnul Iisus Hristos și de lucrarea Lui și abia așteptăm să revedem pe mirele nostru Iisus Hristos. La noi toamna încă nu vine. La noi de mai începe anul. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă readuc aminte că în fiecare duminică încă ne întâlnim la casa Domnului și ușile casei Domnului sunt deschise la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă. Sunteți bineveniți, oricine are pe inimă să vină la casa Domnului, să asculte cuvântul Domnului, legea Lui, orânduirile Lui. Poate veni și la serviciul de seară, la ora 6. În timpul săptămânii, ușile casei Domnului se deschise la ora 6, când copiii au repetiție și tot aici învață și cuvântul Domnului ca să-L poată propovădui. Abia aștept ajutor care să mă ajute în această lucrare. Duminica viitoare, la fel cum am spus, prima duminică din toamnă, 6 septembrie, vom sta la masa Domnului. Îndemnul meu este același ca de fiecare dată, haideți să trăim o săptămână, la fel cum a fost și săptămâna trecută, curată înaintea Domnului, fiindcă avem de neîntâlnit și avem de stat la masă cu El, să stăm cu o inimă curată, să ne cercetăm când vom fi la masă cu El. Dacă sunt motive de rugăciune sau motive de mulțumire, la acest sfârșit de vară, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți, pe cei din România și din Moldova, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un pic de secetă. Pe noi ne-a binecuvântat cu căldură. Dar îi mulțumim Lui, sunt din mâna Lui. El dă ploaie peste cei buni și peste cei răi, nu face nicio discriminare, a dat secetă și peste ai Lui, dar ai Lui, în schimb, i-au mulțumit, nu au dat cu pumnul către cer. Dacă sunt motive de mulțumire, fiindcă este sfârșitul verii, frați și surori, pentru ce ați mulțumit? Eu îi mulțumesc Domnului că Valentina este cu noi la biserică și amin. Duminica trecută a fost acasă, astăzi este cu noi aici. Mulțumesc Domnului! Ne-am avut un caz, sau așa ni s-a spus că am avut în final, în sfârșit, un caz de COVID, la lucru care s-a dovedit să fie fals. Deci medicii fac, cu toată știința lor, fac greșeli și se întâmplă lucrul ăsta. Am fost în panică, pentru că persoana care ar fi primit rezultatul pozitiv ar fi intrat în contact cu mulți dintre liderii companiei. Noi am reacționat după protocoalele pe care le avem și după 4 zile femeia asta s-a întors înapoi și ne-a spus că a făcut mai multe teste în mai multe locuri și au venit rezultatele negative. Mulțumim Domnului, așa e. Vă spuneam, în toată nebunia asta și alte fabrici pe care le avem, au avut bolnavi. Noi până acum nu am avut. Și ne-am bucurat Domnului că a fost doar un, să zic așa, un semnal fals. Dar te face să te gândești. Atunci când am auzit imediat, reacția noastră a fost împărțită, să zic așa. Mm-hmm. Și te face să te gândești la seriozitatea, să zic așa, pe mine ca și creștin, la seriozitatea trăirii mele cu Domnul Iisus. Amin, așa este. Din nou și din nou mi-aduc aminte la începutul anului, dacă cineva mai ține minte și
Mi-am adus aminte din nou de păstorul bisericii în care am crescut. El la fiecare an dădea această întrebare. Ce-am predicat duminică anul trecut? Acum suntem la jumătate de an. Ce-am predicat eu la începutul anului, dacă mai ține cineva minte, dacă nu e nicio problemă. Despre intrarea lui Israel în Canaan și Dumnezeu de trei ori vine la Iosua și îi spune: îmbărbătează-te și fii tare, îmbărbătează-te și fii tare, îmbărbătează-te și fii tare. Pentru că Iosua urma să intre într-un pământ, urma să conducă un pământ unde erau giganți, unde erau lucruri necunoscute, și am spus că noi intrăm într-un an nou cu giganții ei, cu lucruri necunoscute, și peste câteva luni a dat acest vrăjmaș nevăzut. Și Dumnezeu ne spune și astăzi: îmbărbătează-te și fii tare, mergi înainte, nu te opri, îmbărbătează-te și fii tare. Domnul să ne ajute să nu ne pierdem această îmbărbătare și acest curaj, ci să-L avem până la urmă. Amen. Motiv de mulțumire, mulțumesc Domnul pentru cei care aduc flori în fiecare duminică, surorile care îngrijesc de acest lucru, sunt foarte frumoase de fiecare dată. Mulțumesc Domnului pentru frații care cântă la instrumente, pentru frații care stau la stație, pentru frații care aduc îndemnul la rugăciune, pentru frați și surori, mulțumesc că sunteți la casa Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să aduc aminte de motivele pentru care ne rugăm și nu uite mult, băieții așteaptă acolo, pe când lecția a început. Aș vrea să ne rugăm în continuare pentru sora scumpă, Dumnezeu să se atingă de ea, pentru fratele Mihai Titian, pentru Jeff și pentru băiețe, pentru Charlie și pentru Buddy, Dumnezeu să se atingă de urechiușile lor, să dea vindecare ca să putem din nou să fim împreună la casa Domnului. Același îndemnul pe care l-a trimis Biserica Logos către Biserica Emanuel, să ne rugăm, sunt atât de universale pentru trezirea bisericii, pentru ocrotirea bisericii și pentru vindecarea bolnavilor. Și aș vrea să aduc aminte că Biserica Displains, duminica viitoare, va avea botez. Are să ne rugăm și pentru ei, ca Dumnezeu să dea binecuvântare și să fie o sărbătoare și să nu fie o întristare pentru ei. Amin. Haideți acum, în timpul unei cântări, să ne închinăm și cu darul noastră de bunăvoie, apoi ne vom apropia de cuvântul Domnului. În timp ce veneam din Wisconsin aseară cu băieții, ei dormeau și pe telefon am avut două și Daniel unul pe telefon, am primit, ori intrat în emergency mode. Și am primit, eram chiar în Kenosha, Wisconsin. Dacă urmăriți news-ul, știți ce se întâmplă acolo. Se împușcă, se bat, așa mai departe. Și l-am trezit pe Dani, zic, măi, citește-mi și mie, ce scrie acolo, că eram curios să văd, noi eram pe Express. Și după ce îmi citește el, am zis, Doamne, noi suntem în mâna Ta. Și așa că așa am simțit o pace, o liniște și am spus, aleluia. Am strigat, aleluia, noi suntem în mâna Ta. Și atunci când am ajuns acasă, m-am gândit la, i-am spus fratelui Eduard că o să cânt ceva la orgă săptămâna asta și mă gândeam, ce să cânt care să exprime cuvântul ăsta, aleluia. Așa că vă rog să mă ascultați, să ascultați cântarea aceasta frumoasă, sunt mai multe legate care au cuvântul ăsta, aleluia, în ea.
Aleluia! Veniți să deschideți cuvântul Domnului care găsim scris în Epistola lui Pavel către Efeseni. Veniți să deschideți la capitolul 4. Vom da citire de la versetul 17 la 32 și dând respect cuvântului Domnului, haideți să-l citim stând în picioare. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, vom da citire de la versetul 17 până la versetul 32, până la sfârșitul capitolului. Cuvântul Domnului spune astfel: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minței voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că sunteți mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să ne apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cine are urechi de auzit să audă cuvântul Domnului, venim cu rugăciune. Doamne bun și milostiv, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru acest cuvânt. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că într-o vreme ca aceasta, când totul se desparte, totul se frânge, ajută, Doamne Iisuse, noi, Biserica Ta, să fim un exemplu în unitate. Îți mulțumim pentru aceasta și îți mulțumim că Tu vei vorbi bisericii Tale la fel cum ai făcut-o și până acum. Fiindcă cerem în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Veniți să ocupați locurile, frați și surori. Am dat citire unui text fenomenal. E fenomenal din cauza că atât de detaliat descrie lumea de astăzi, dar și descrie biserica de astăzi. Se pare că ne-ar scrie nouă celor din secolul 21. Se pare că ar scrie către bisericile din toată lumea, biserica prezentă. Odată Jeff deci de la Amvon a spus aceste cuvinte care s-au întipărit în inima mea, în mintea mea. A spus: situația din America prezentă, toată neunitatea și toată destrămarea care o vedem, nu este ea cauza destrămărilor și neunității din biserică. Nu e nevoie să dai un răspuns. E o întrebare care nu necesită răspuns, e mai mult provocatoare să ne gândim și poate pentru noi să dăm un răspuns. Dar dacă biserica nu este unită, dacă biserica nu are scopul de a fi unită, ce să mai vorbim despre, sau dacă cei care au Duhul Domnului nu sunt uniți, ce să mai vorbim despre cei care nu au Duhul Domnului, nu au pe Hristos în inima lor. Deci biserica, într-adevăr, acum ar trebui să fie sarea lumii și lumina lumii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Epistola către Efeseni, în această epistolă de 6 capitole, putem găsi adevărate comori în privința mântuirii noastre personale prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu prin meritele noastre, nu prin oarecare acte de tradiție, ci doar prin credința în Iisus Hristos. Dacă prima parte a epistolei către Efeseni și cartea Efeseni se împarte în două
practică și teologică sau teologică și practică, cea teologică sau doctrinară este de la capitolul 1 la capitolul 3 și cea practică de la capitolul 4 la capitolul 6. Prima parte poate fi înțeleasă greu, este greoaie și dacă v-aș da o temă pentru acasă, să citiți acasă capitolul 1 la 3 și apoi de seară să-l repovestiți. Nu cred că cineva ar fi în stare să îl repovestească sau să-l redea cu exactitate ceea ce a citit acasă. Este întortocheată, trebuie sistematizată, este dificilă. Dar partea a doua a epistolei arată măsura în care a fost înțeleasă Evanghelia și cât din ființa umană, adică gândire, vorbire și umblare, este subordonată cuvântului. Pe cât de grea este partea doctrinară și pe cât de întinsă și atâtea detalii sunt date, la fel de multe detalii sunt date și la partea practică. De ce? Vedeți, frați și surori, unui om, unui creștin, unui om născut din nou și nicăieri nu veți găsi în Sfânta Scriptură, în special în Noul Testament, unui născut din nou, unui creștin, unui urmaș al Domnului Iisus Hristos, nu-i se cere să studieze doctrina. Nicăieri nu veți găsi în Noul Testament să cercetați Scripturile sau să studiați Scripturile. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie studiate doctrine, nu trebuie studiată teologie. Dar umblarea noastră, oamenii nu se uită atât de mult la ce spui tu, nu spune atât de mult la ce vorbești tu, cum explici tu, ci mai degrabă oamenii din lume se vor uita la umblarea zilnică a ta și a mea. Pentru că umblarea mea zilnică, a ta și a mea, reflectă caracterul meu, reflectă omul dinăuntru, dar mai mult decât orice, arată statura la care a ajuns. Sau, dacă îmi permiteți, oamenii ne compară cu jaloanele Scripturii. Unii au inventat o vorbă, sau chiar mai multe, una din ele spune, ești ceea ce mănânci. Mănânci junk food? Indeed, you'll be junk food, like a junk food. Mănânci o mâncare sănătoasă, vei avea un trup sănătos. Vei avea o purtare sănătoasă. Ești ceea ce mănânci. Unii au mers mai departe și au spus, ești ceea ce gândești. Te hrănești cu știri? Știri vor ieși din inima ta, mai degrabă sau mai târziu. Te hrănești cu statistici și cu articole? Mai degrabă sau mai târziu, ele vor ieși din inima ta. Asta este ceea ce te influențează. Și noi așa de mult le idolatrizăm aceste zicale că mai nu le-am pune în icoană și le-am pune acasă. Frați și surori, Hristos tot a spus asta. Cam așa ceva, numai cu 2000 de ani în urmă. Matei 15:18. Ia ascultă ce spune Domnul nostru Iisus Hristos. Dar ce iese din gură vine din inimă. Și aceea spurcă pe om. Contează. Contează ce aduni în minte. Pentru că mai degrabă sau mai târziu, inima va vorbi sau gura va vorbi ceea ce ai adunat în inimă. Oamenii se uită la noi, fraților, ne compară cu Sfânta Scriptură. Oamenii știu ce spune Biblia. Ei doar vor să vadă dacă ceea ce este scris în Biblie și ceea ce este în frate sau în soră este la fel sau e contradicție. Și când e contradicție, ei nu vor să mai asculte mai departe. Dacă în Biblie spune de unitate și în creștinism este neunitate, este ură, spun, forget it, nici nu vreau să aud. Contează ce este din mine. Contează ce este din tine. Ești ceea ce mănânci? Ești ceea ce gândești? Hristos spune, din gură, ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Hristos a mai spus și altceva. În Ioan, capitolul 7, versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Frații și surori, ce iese din gură vine din inimă. Hristos spune,
Dar cine crede în mine, din inima lui, din aceeași inimă care spurcă pe om, numai că de acum nu articole, nu statistici, nu cărți, nu texte, nu documentare, dar dacă crezi în Iisus Hristos, din inima lui vor curge zvoare râuri de apă vie. Frați și surori, dacă astăzi din inima cuiva prezent aici, sau dacă astăzi din inima mea curge râuri de apă vie, nu este din cauza că aseară am dat peste o carte de 100 de ani, a căror taine nu le-a mai citit nimeni, dacă astăzi din inima mea ies râuri de apă vie, nu este pentru că am vizualizat un documentar care nimeni nu l-a văzut, este know-how, cu secrete, cu taine, și toți sunt cu gura căscată și wow, cum poate să spun râuri de apă vie? Dacă astăzi din tine și din mine curg râuri de apă vie, este din cauza că crezi în Iisus Hristos și îl ai pe Iisus Hristos. Acum, dacă din inima noastră și noi credem în Iisus Hristos și Hristos ne spune cine crede în El, din inima Lui vor curge râuri de apă vie, dacă nu curg, întrebarea mea este, a cui e vina? A cui e vina? Împiedic eu acel râu să curgă sau Hristos nu e în mine? Aceste epistole, Coloseni, Filimon, Filipeni și Efeseni, sunt numite epistole din închisoare. Și tot scopul epistolei către Efeseni, sau tema principală, cuvântul cheie al epistolei către Efeseni este acest cuvânt scurt, taină. Însă Pavel prin cuvântul taină nu vrea să spune despre un lucru ce nu poate fi explicat sau neînțeles, ci mai degrabă un adevăr minunat ce nu fusese revelat până acum, dar de la un moment și în continuare este descoperit, este apocalipsă, este revelat, este relevant. Și adevărul minunat pe care Pavel vrea să-l spună în întreaga epistola lui către Efeseni, către o biserică neevrească, este adevărul potrivit căreia acum atât iudeii, cât și neamurile, cred în aceeași jertfă mântuitoare a lui Iisus Hristos. Acum, după ce ei au crezut în jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos, ei au devenit frați și surori. Au devenit un mădular, au devenit un trup, au devenit o biserică. Poate lucrul acesta nu ne mai interesează așa de mult din cauza că le-am auzit așa de multe ori. Suntem mulți, suntem un trup. În Hristos, El ne-a împăcat, a dărâmat zidul de la mijloc și în El este pace. Atâta noi știm. Frații și surori, dacă ne gândim mai neaproape la această idee, ar trebui să ne întrebăm cum e posibil așa ceva. Uitați-vă națiunea în care suntem noi. Rase multe. Națiuni multe, feluri de gândire multe, limbi multe, aproape din orice țară, din orice națiune, de orice caracter, le găsești aici în America. Cineva spune acum, dacă vrei să fii misionar în India, nu mai pleca în India. Tu te într-un sătuc indian, unde oamenii gândesc și vorbesc limba engleză, limba indiană. Dacă vrei să ajungi în Rusia, nu te duci în Rusia, te în Russian Village. Vrei să ajungi în Ucraina? Nu te duci în Ucraina, du-te în Ukrainian Village. Nu trebuie să te mai duci acolo. Din toate țările sunt aici. Dar uitați-vă, sub o constituție, sub o lege și totuși nu-i unire. Uitați-vă la Hristos. Uitați-vă biserica. Națiuni diferite, caracter diferit, temperament diferit, rase diferite, limbi diferite. Dar este unitate. Asta vrea să spune Iisus Hristos, oameni diferiți,
țări diferite, dar sunt una, gândesc în aceeași direcție. Nu s-a mai putut face niciodată până acum așa ceva. Da, oamenii au încercat prin marxism, prin leninism, prin hitlerism, chiar și astăzi prin unii teocrați sau autocrați sau tirani, se încearcă, dar nu-i unitate, frate și soare. Vreme de acum, această biserică care este așa de diferită, vorbesc de indivizi, acum ei sunt, prin ei am în vedere și pe tine și pe mine, biserica, acum noi care suntem așa de mulți împrășteați pe întreg pământul, acum noi suntem puși în locurile cerești în Hristos. Efeseni capitolul 2, versetul 6, spune: El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Acum, tu și cu mine, cu cel de afară, cu mexicani, cu spanioli, cu portughezi, cu ruși, cu nemți, cu ia orice țară, ia orice civilizație, tu cu ei și cu mine suntem așezați în locurile cerești în Hristos. Este cea mai mare unitate. Nimeni n-a putut face așa ceva. Nu ai voie, nu am voie să spun nu-mi ești frate. Cât de uniți ar trebui să fim noi astăzi. Acum noi suntem așezați în locurile cerești. Dar întrebarea mea este, bine, dacă acum suntem la prezent, suntem așa, care va fi starea noastră la sfârșit? Ei, Biblia ne dă răspuns și la această întrebare. Și dacă deschideți cu mine la ultima carte, la Apocalipsa, capitolul 22, versetul 5, din nou îi găsim pe aceștia. Acolo nu va fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Frașii și surori, noi români, ruși, moldoveni, chinezi, într-o zi vom împărăți împreună, frașii și surori. Totdeauna am spus, da, noi vom fi schimbați în același trup al Lui, vom fi ca El la înălțare. Dar haideți să trăim în aceeași unitate, în aceeași pace, ca și cum am fi deja în cer. Noi suntem un trup. Noi suntem una. Noi suntem o biserică. Și lumea de peste tot se uită cum trăiește biserica. Dacă bisericii îi permisă ceartă, ură, despărțiri, de ce noi să nu facem așa ceva? Taina aceasta o găsim descrisă în capitolul 4. Și când citești capitolul 4 din Efeseni, primele 16 versete, observi, devine ca un crez și ar fi foarte bine dacă copiii l-ar învăța aceste versete, întrucât sunt atât de clar explicate tot scopul lui Dumnezeu pentru noi. Ia ascultați! Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă portați într-un chip vrednic. Și Pavel nu răspunde cum se poate întâmpla într-un chip vrednic. Vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur Duh. Este un singur trup, un singur Duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este scris, s-a suit, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli,
pe alții proroci, pe alții învățători, evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Pentru asta. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a conștiinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ăsta e scopul. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Am întrebat cum este acest chip vrednic? În dragoste, frate și surori. Biserica se zidește în dragoste. Vrei să o distrugi? Ia-i dragostea. Ia-i dragostea. Și Hristos ne-a spus, dragostea unora se va răci. Nu vom avea nici dragoste pentru noi, nici dragoste pentru cuvânt. Ce să mai vorbim de dragoste pentru Hristos? Aș vrea să înțelegem starea ascultătorilor neevrei atunci când au citit pentru prima oară această epistolă pe care Pavel scrie lor, efesenilor, să vedem entuziasmul lor, bucuria lor, când și-au dat seama că ei pot fi parte la ceea ce evrei sunt, adică să fie mântuiți prin credință, ei care erau neprivilegiați, ei care erau depărtați de toate lucrurile lui Dumnezeu, de orice nădejde, de orice mântuire, de orice moștenire, astăzi au fost apropiați și sunt nu pur și simplu aproape sau în ograda lui Dumnezeu, ci sunt un singur trup cu evrei, cu Domnul Iisus. Erau destinați să fie, și vorbesc aici de neamuri, de tine și de mine, suntem destinați să fim întronați cu Hristos ca trup al Său și mireasa Lui, și tu și cu mine împreună cu Biserica Universală vom împărăți împreună cu El gloria Domniei Sale Universale. Cu neamurile, frații și surori, cu păcătoșii, cu ăștia care se luptă, cu ăștia care se ceartă, cu ăștia care nu sunt una, cu ăștia care gândesc diferit, cu ăștia care spun cuvinte urâte, clevetitoare, cu aceștia Hristos vrea să ajungă cu ei la maturitate spirituală, să nu fie niște copii, și cu acești oameni transformați, schimbați, să împărățească asupra creaturii Sale. Ce poate fi mai bine? Și acum, după ce Pavel le spune aceste lucruri și despre relațiile care trebuie să fie în biserică, Pavel face un pas mai departe și cu îndrăzneala tipică lui Pavel le vorbește despre relațiile personale. A spus despre relațiile din biserică, unul față de altul, acum el spune despre relațiile personale. Și Pavel îi forțează, nu este un lucru uimitor să vedem acest lucru la Pavel, dar Pavel îi forțează să nu privească la vecinul din dreapta sau din stânga, nu îi forțează să se uite la copiilor, la soție, la frate, la soră. Pavel îi forțează pe fiecare din biserica din Efes și astăzi din biserica Emanuel să se uită și să dea luptă, lupta lor interioară. Și care e lupta noastră interioară? Cu ce ne luptăm noi zilnic? Deci aici Pavel spune în versetul 17, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Sunt două lucruri diferite. Pavel vrea să le aduc aminte, oameni buni, biserica din Efes, biserica Emanuel, voi nu mai sunteți păgâni. Voi nici măcar nu sunteți neamuri deja.
voi sunteți creștini. Voi sunteți diferiți. Voi nu sunteți, voi ați fost schimbați. Înțelegeți lucrul acesta și odată ce sunteți schimbați, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și voi știți care sunt păgânii, pentru că ați fost schimbați și acum puteți să-i vedeți pe cei care trăiesc în păcat în care ați fost voi. Nu mai fiți păgâni. Deși erau creștini, biserica din Efes. Deși credeau în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și în viața veșnică care are să vină. Și ce făceau biserica din Efes? Nu făceau nimic diferit decât face biserica de astăzi. Vin la biserică și se închină și îl mărturisesc pe Hristos și sus și jos și îi spun că lui se predea și pe el îl vor sluji. Și când iese de pe ușa bisericii, ghiți ce face? O viață zilnică imorală. Fiecare face ce-i place. Din nou în plăcerile lor, din nou la treuca lui, din nou în păcatele lui. Pavel vrea să le aduc aminte de această bătălie interioară și spun, nu vă mai uitați la dreapta, la stâng, la frate și soră, luptă cu tine, luptă în interiorul tău. Și unicul lucru ca să te provoc să lupți cu tine este să-ți spun, nu mai trăiți ca păgânii. Păgânii vin la templu, păgânii vin la zeița Diana, că templul zeiței Diana era în Efes. Ei se duceau și cu atâta pioșenie și cu atâta credință se închinau acolo și după aceea când ieșeau din templu, își satisfăceau poftele lor. Nu face oare biserica de astăzi așa ceva? Nu spun acest lucru ca să divizăm bisericile. Nu! Pavel pe ei, pe biserica din Efes, i-a provocat să gândească așa. Nu pentru ca să mă uit la fratele și la sora, la mine, la tine, uite-te frate și soră dragă. Nu mai trăi ca păgânul. Eduard, nu mai trăi ca un păgân. Acum predici, ieși din biserică și te poți din nou cum ai putut și cum vrei tu. Pavel asta vrea să ne îndemne. Și fiecare ar trebui să aibă acest sens. Dacă fiecare s-ar cerceta pe sine însuși să gândească în felul acesta, să nu mai trăiască ca păgânul, tu știi viața ta înainte de a fi tras Hristos la el. Tu îți cunoști viața ta, sunt sigur că ți-o știi și știi ce înseamnă să vii cu Hristos. Cuvântul pentru tine în această dimineață și pentru mine este să nu mai fii cum erai înainte, să nu mai trăiești ca un păgân, pentru că viața care o aveai înainte de a te întâlni cu Hristos era păgână, urâtă de Hristos. Primul lucru pe care Pavel încearcă să-i învețe pe cei din Efes este necesitatea unei morale, unei vieți morale noi. Pavel îi îndeamnă pe creștini să se debaraseze de orice urmă a vieții vechi la fel cum se poate debarasa de o haină murdară. Și Pavel le spune, dezbrăcați-vă de haina murdară a vieții vechi. E posibil, la fel cum dimineața te îmbraci într-o haină nouă și vii după o zi de lucru și e murdară și nu vrei să mai fii în familie, cu haină de praf, cu haină murdară, ci te dezbraci și pui la spălat, Pavel spune, la fel și voi, dezbrăcați-vă, sunteți în stare, haideți că nu trebuie să vă dezbrace cineva, nu sunteți paralizat, sunteți bine, dezbrăcați-vă voi. Pavel pune asupra fiecăruia pe spatele și pe urmele și pe umărul fiecăruia, ești în stare să te dezbraci, de ce nu o faci? De ce nu vrei să o faci? Ci rămâi cu haina aia murdară. Și tot murdară, până când deja cugetul devine, la fel cum spune Pavel față de cei, tot din Efes, ca cei însemnați cu fierul roșu. Știți când pui un fier roșu, un fier bântat pe piele, câtva timp te doare, dar pe urmă, după ceva timp când încerci să pui degetul, nu mai simți nimic. De ce? Pentru că orice nerv e atrofiat. Nu mai simți nimic. Frați și surori, dezbracă-te de haina murdară. Nu lăsa ca cugetul tău să ajungă ca și pata aia de fier roșu ca să nu mai simți nimic. Duhul Domnului să nu mai aibă la tine nimica. Să nu mai lucreze cuvântul. Vrei atâta să stai? Vrei chiar până acolo să ajungi? De ce vrei să te porți ca un păgân?
În păgânism vedem doar rupturi, în păgânism vedem doar certuri, vorbe urâte. Pavel spune, oameni buni, opriți-vă din lucrul acesta, tu poți să faci lucrul acesta, dezbracă-te din haina ta. El vrea să le aducă aminte de o necesitate unei morale noi. Biserica are nevoie de o morală nouă. Dar mai înainte de asta trebuie să se dezbrace din haina murdară. Neamurile aveau ridicate la grad de virtute, la fel ca și noi astăzi în secolul 21, avem ridicate la grad de virtuți degradarea și dezmățul. Așa era în Efes. Inocența, nevinovăția, la fel ca și în Efes, la fel și astăzi sunt lucruri înjositoare. Nimeni nu vrea să mai fie astăzi blând. Blând este rău. Toți vor să facă lucruri cât mai urâte. Nimeni nu mai știe de rușine. Pavel a spus celor din Galatia ce înseamnă oameni fără rușine, ce înseamnă faptele firii pământești într-un om nou. Ăsta nu se oprește la nimica. Lui orice limită e pus, el nu se oprește acolo. El vrea doar dezordine. Astăzi dezordinea, degradarea, dezmățul este pus la nivel de virtuți. Inocența, nevinovăția sunt lucruri josnice. Sunt lucruri rușinoase și dezonorate. Și Pavel vede că orice creștin are nevoie, dacă are în el Duhul Domnului, dacă este condus de Duhul Domnului, nu poate avea aceeași viață. Nu aș vrea să nu uitați, aș vrea să nu uitați că această epistolă a fost adresată bisericii din Efes și nu este greu, astăzi avem acces la orice informație, doar căutați din interes biserica din Efes să vedeți cum era Efesul și veți observa că majoritatea epistolelor lui Pavel au fost îndreptate în oarecare direcție înspre Efes. Atât de degradată era biserica aceea. Și Pavel totuși lor le spune că trebuie să fie diferiți. Frați și surori, noi n-am ajuns încă la nivelul bisericii din Efes. N-am ajuns. Poate mă repet, dar vreau să spun, biserica, zilele acestea nu sunt vremuri ușoare, sunt vremuri grele, dar bune. Nu aș vrea ca vremurile acestea să ajungă la un motiv și mai mare de a îmbrăca încă o haină murdară, că nu suntem la biserică. Astăzi multe biserici încă stau închise. Vreau să vă spun, bisericile închise astăzi nu produc oameni mai buni. Fiți siguri. De aceea unii păstori au simțit nevoia și în pofida faptului că puteau fi arestați, au deschis și vorbesc doar de români. Nu, românii nu sunt îngăpățânați. Da, românii au istorie, dar au început și biserica spaniolă, bisericile americane să deschidă. Ei văd cu membrii din biserică se întâmplă ceva. Noi ne așteptam să crească spiritual. Ei mor spiritual. Frați și surori, e nevoie de unitate. Unitatea aceasta cu o haină murdară nu se poate face. Pavel spune, dezbrăcați-vă. Nu te îndemn să te uiți la fratele sau la sora și să-i spun, uite, greșeala ta e încutare lucruri, dezbracă-te de haina murdară. Nu. Vreau să te uiți la tine. Vreau să mă uit la mine și să mă dezbrac de lucruri care știu cu siguranță că nu-i plac Domnului. Amin. Și tu ești în stare și eu sunt în stare. Această rupere este dificilă, este grea, dar este spre binele nostru. Și, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Cu ajutorul Domnului de seară ne vom uita în cuvântul Domnului să vedem ce fel de oameni erau în Efes și vom vedea că astfel de oameni sunt și în zilele noastre. Și ce a făcut Pavel? Pavel a continuat să prece Evanghelia și a continuat oamenii să vină la Hristos, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la încheierea serviciului din această dimineață. Părinte Sfânt și minunat, vin înaintea Ta cu mulțumire. Vin, Doamne, să-Ți mulțumesc pentru lecția din această dimineață. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că mă privești într-un mod serios,
vrei să am aceeași dragoste care o aveam atunci când mi-ai schimbat viața, dar au trecut de atunci atâția ani și atâtea lucruri le-am uitat. Adu-mi aminte, Doamne Iisuse, înnoiește-mi acea dragoste față de Tine, față de cuvântul Tău. Dezbracă-mă, te rog, de haina murdară. Ajută-mă să-mi aduc aminte că eu nu sunt dintre neamuri, nu am o viață păgână, am o viață diferită, fiindcă Tu ești prezent în inima mea. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu ești în inima mea și mulțumesc că credința față de Tine tot crește și crește. Fă ca din inima mea să curgă râuri de apă vie, fiindcă Tu ești acolo. Așa spune Scriptura și eu cred acest lucru. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să nu ne încredem în noi, ci ajută-ne tot mai mult să ne punem credința în Tine. Astfel de oameni caută Tatăl. Astfel de oameni sunt plăcuți Tatălui. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că ne aduce aminte să nu ne uităm la cei din jurul nostru, ci să ne uităm la fiecare din noi și să ne lăsăm cercetați de Duhul Tău cel Sfânt, care vrea să pătrundă până în adâncuri și să ne facă să vedem greșalele noastre, să ne cercetăm pe noi, să ne dezbrăcăm de această haină murdare și să trăim după virtuțile Tale, nu după virtuțile care lumea ni le spune că sunt bune. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să ne apropiem tot mai mult de Tine. Amin. Ajută-ne, Doamne Iisuse, la fel cum au făcut și alte generații, să ne întoarcem la izvor. De fiecare dată, oamenii au mers spre mai bine când întâi s-au întors în urmă. Și Tu la fel ne spui, întoarceți-vă, schimbați-vă mintea, înnoiți-vă mintea. Doamne Iisuse, ajută-ne și pe noi, copiii Tăi, să ne întoarcem cu fața spre Tine. Atât de mult ne-am concentrat asupra binecuvântărilor, încât am uitat de Cel care binecuvintează. Mă rog, Doamne Iisuse, pentru bisericile din America. Ajută, Doamne Iisuse, această biserică să crească. Amin. Să crească, Doamne Iisuse, și în cantitate, dar și în calitate. Amin. Binecuvântează păstorii care au avut curajul și au curajul de a deschide bisericile pentru ca să primească închinători. Mă rog, Doamne Iisuse, pentru cei care sunt bolnavi, te rugăm ca Tu să le aduci vindecare, ca să poată veni la casa Ta. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru onoarea aceasta de a mă închina în casa Ta încă cât timp este libertate. Ajută-mă, Doamne Iisuse, să îți mulțumesc neîncetat. Ajută-mă, Doamne Iisuse, să nu știu, să nu uit de unde am fost scos, fiindcă am fost scos de mâna dragă și bună a Domnului nostru Iisus Hristos. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Curățit ești Tu prin sângele răscumpărător. Haina Ție aurată ca și ești Tu prin Sfânt Sângele răscumpărător. Haina Ție curată ca și zăpada prin Sfânt Sângele al lui Iisus. Împotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Amin. Biserica Domnului este liberă.